Facem? Bine ai venit la Stax TV. Astăzi avem un premier. Două premiere. Pot să zic două premiere? Două premiere. Una, prima fată la Stax TV. Doi, prima motocicletă la Stax TV. Primul concurs Stax TV cu un premiu substanțial. Primul interviu filmat la 1 noaptea. Haide să vedem, haide să vedem ce am vorbit cu Chiara. Haide. Haide. În fața ta o Honda CBR 600 RR, model 2008, model Statele Unite. Se fac pentru Europa și pentru state. Singurele chestii, dacă vrei în plus sau în minus, sunt mici butoane, să spunem, avariile. Cei de SUA nu au avarii, cei din Europa au avarii. Eu l-am cumpărat ca pe o motocicletă pe stradă. Avea carenele gri, dacă nu mă înșel când l-am luat. Avea faruri, avea stop, avea scărițe de stradă, etc. În momentul în care am intrat cu el pe circuit, a trebuit să fac mai multe schimbări, printre care primele au fost carenele pe care le-am schimbat. Am ales niște carene de carbon să fie mai ușoare, pentru că interesul nostru cumva este să fie motocicleta mai ușoară. Schimbătorul de viteze este pus invers față de stradă. Pentru noi, la circuit, este mult mai ușor, fiind aplecat, să operezi schimbătorul diferit de stradă, adică superioarele apăsat, inferioarele ridicat. Am foaie, lanț, pinion și astea cumva le schimb, foile și pinioanele le schimb cumva în funcție de călcătură și de circuit, de ce vreau să scot exact din motoretă în momentul ăla. Ea, din punct de vedere motor, dacă vrei, sau sunt niște cârje, cum le numim noi, eu mai am de pus. Am uitat să-ți cumpăr, el îl cheamă Gecko. Da, am vrut să te întreb. De unde este un el? Îți spun exact momentul când m-am dus să-l cumpăr. Eu am cumva o conexiune sentimentală cu fierul meu. Până să ajung la el, am mai pus mâna pe, cred că 16 sau 17 motorete. N-ai simțit? Nu, n-am simțit. Cu el a fost diferit. L-am atins, am simțit o vibrație mai ciudată așa în interior și am zis ok, hai să-l pornim. M-am urcat pe el, l-am pornit, iar în momentul în care l-am pornit, am simțit pur și simplu că face parte din mine și am știut că este al meu. Am bătut palma, eu sunt pe motoretă, am bătut palma cu proprietarul, am plecat cu motocicleta de acolo, a doua zi am semnat actele. Atunci am decis că e băiat de ce. În momentul în care l-am pornit, modul în care a tras și a avut a fost așa o voce masculină adâncă, când am zis gata, e, deci ok, am înțeles, e băiat. Am participat anul acesta, anul trecut, sezonul 2017, am participat în două competiții, în două campionate, de fapt. În campionatul Action Bike, care este un campionat european, și în campionatul Romanian Superbike, este un campionat particular. Nu ține de federație, nu ține de național, este strict particular. Am fost curioasă și am vrut să-l încerc pentru că eram singura fată la start și am vrut să văd exact cam unde mă pot plasa între ai mei, cumva, între români. Am avut cel mai bun rezultat în acest campionat în primăvară la Pannonia Ring, în Ungaria, am luat locul 3. Și eu urmez campionatul Action Bike, mă dau la două clase la Action Bike, mă dau la Ladies Cup, unde suntem numai fete. Și din 26 de fete, momentan ocupăm la general locul 6 cu România. Și mă dau la cursele de supersport, SSP 600. Dar acolo sunt mult mai în spate, pentru că acolo vin niște băieți mult mai puternici. Pentru România aș vrea să încerc să particip în campionatul MotoRC, Motor Racing Team. Se ține doar pe circuitul Motorpark Adâncata, de la Urziceni, mă rog, dinspre Urziceni, din comuna Adâncata. Este un circuit care cumva pe noi ne ajută și încercăm să creștem împreună. Știu că sunt mulți oameni care spun că nu e bun sau părerile sunt împărțite și oricum nu ai cum să mulțumești pe toată lumea. Eu am un catalog al meu pe care l-am făcut pentru sponsor și pentru... Este un catalog de prezentare, un dosar de prezentare.
și am acest dosar de prezentare, îl trimit către sponsor, sponsorii dacă sunt... Și aleg un loc în funcție și de pachetul pe care ei și-l aleg. Eu am mai multe pachete, le am ca pe podium, am bronz, silver, gold și premium. Și fiecare pachet are o sumă și în funcție, în suma respectivă, cumva, intră și vizibilitatea pe motocicletă și nu numai. TV radio, plasare produs în boxă, plasare produs în momentul în care mergem la curse, roll-up. Noi când mergem la circuit mai avem și niște panouri în spate și atunci pe panouri. Adică eu cumva încerc să ofer cât mai multă expunere pentru sponsorii mei și să... În primul rând, să cresc sportul ăsta în țara noastră. Din păcate, eu mereu spun că acest sport la noi încă se naște, cumva. Noi facem câteva eforturi, așa, ca să mergem pe sub radar uneori și totuși să reușim să punctăm. Am început în 2015, mai exact, am intrat pe circuit prima oară cu o motocicletă similară cu el, tot o Honda CBR 600 RR, a lui Alexandru Șerban. Alexandru Șerban fiind cel care mă ajută pe mine cu motocicleta și pot să spun că este familia mea racing. Că noi depindem foarte mult unii cu alții la circuit, mai ales la curse. Te atașezi de oameni pentru că uneori se întâmplă lucruri pe care nu ți le dorești, cum ar fi să cazi și să ai probleme în plus, și atunci oamenii te ajută și se creează o legătură mai profundă. Să mergem să ne povestești partea mai interesantă, să zicem așa, poveștii, da. În care ne spui tu cum ai ajuns fată la motociclism, de la actorie la motociclism, cum, ce s-a declanșat, unde s-a produs ruptura, adică ruptură este între genul feminin și motocicletă. Tu îi spui ruptură, eu n-am zis cum ruptură. Îi spun cum îi zice lumea, eu n-am nicio problemă cu asta. Da, la 17 ani am descoperit că vreau să fac actorie. Eram în liceu și am făcut un mic spectacol alături de colegi și de profesorul nostru de limbă greacă de pe vremea aia din liceul Ion Creangă, din București. Și am jucat Ionel în Vizita de Caragiale. Ionel? Adică tu ai jucat Ionel? Eu am jucat Ionel, da, am jucat de travesti. Chiar eram costumată cu costumul militar al bunicului meu. A fost așa o recuzită găsită. Te strângea un pic, probabil. Da, da, foarte mult. Și nu știu dacă mai ții minte, este momentul când fumează, mănâncă dulceață, bea și leșină la un moment dat. Momentul când am leșinat, a fost așa un ropo de aplauze din partea publicului și țin minte că eram întinsă pe spate și cu ochii închiși, ăla a fost momentul când am zis, asta vreau să fac toată viața. Așa vreau să mă simt la serviciu, muncă sau cum vrei să-i spui. Super tare! Motociclismul, aveam 12 ani, am mers într-o vizită la niște prieteni de familie cu părinții mei care stăteau la casă, aveau un ciclomotor undeva în curte, în spate, și eu stăteam printre adulți cumva și atunci tata a zis, băi, dă-i ceva să facă, să scăpăm de ea de aici, să vorbim și noi liber. De ale noastre. Da, și atunci proprietarul scuterului sau ciclomotorului a zis, haide, vino să-ți arăt, uite, ai așa, 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 uite, învață să mergi aici în cerc. Am început să merg, am mers cam toată ziua, am învățat eu exact cam ce se întâmplă acolo și după aia m-am dus aici și am zis, gata, eu acum vreau să ies cu el pe stradă, că nu mai merge în cerc. Deja se tot pare și normal ce facem. Și asta se întâmpla pe la 12 ani. Bun. Prin 2007 am început să cunosc motocicliști din București, stradali. Am început să merg pasager și cumva tot timpul eu nu mi-am permis să-mi cumpăr o motocicletă atunci când mi-am dorit. Și atunci mergeam pasager la un începător și ceream după aia motocicleta în schimb. Adică eu te învăț pe tine să mergi cu pasager doar stând pe motocicletă, asumându-ți niște riscuri. Riscurile începătorului, da. Și vreau să le discutăm acum. Tu îmi dai mie motocicleta pentru că vreau să învăț să merg. În 2014 mi-am permis CBR-ul de sus. În 2015 l-am cunoscut pe Alexandru Șerban și cu el am început să merg la competiții. Deci,
La un an după ce ai cumpărat motocicleta, te-ai hotărât că participi în competiții? Am început să merg pe circuit. Și asta se întâmpla la sfârșitul lui 2015. Pentru că l-ai cunoscut pe el. L-am cunoscut pe circuit. Am căzut pe stradă, am ajuns la el în garaj, la Masters Garaj. Și de acolo cumva am văzut cupele pe perete și am întrebat dacă voi mergeți la curse și el a zis da și am zis vreau și eu să merg. Și a zis ok, hai să vedem dacă poți. Mi-a dat motocicleta lui, are și el un CBR. Tot de 600? 600 RR, dar e, bine, el merge pe o Honda de 1000, dar are și un CBR în plus. Mi l-a dat, am început să mergem, a văzut că se poate și a zis ok, hai să începem să ne antrenăm și am început ușor, ușor. După care în 2016 am făcut un curs cu un pilot român. În 2016 am mers în campionatul balcanic la o etapă. Am fost la o etapă de Romanian Superbike și o etapă de Action Bike. Tocmai ca să încerc mai multe campionate, să văd cam unde m-aș potrivi exact și unde aș putea să ating mai multe rezultate bune. Am ales pentru 2017 Action Bike și Romanian Superbike, cum am zis. Iar acum, pentru 2018, îmi doresc foarte mult să avansăm cât se poate în Action Bike. În primul și în primul rând trebuie să mulțumesc echipei din care fac parte, Racing Năsă, patronul echipei Alina Săudeanu, care este mai mult decât un tată pentru mine. Din toate punctele de vedere, sfaturi, susținere morală, se întâmplă uneori la curse să mai cazi, și atunci să-ți pierzi cumva încrederea sau să ai impresia că ai nevoie de alte chestii în plus ca să poți să revii la... performanță. Da, și Alin este chiar omul care este tot timpul pozitiv și împinge tot timpul echipa în direcția bună. Ce, că tot vorbeam, tot ai adus, ai deschis subiectul, ce părere au părinții cu treaba asta? Mama mea este foarte de acord cu situația, adică la un moment dat chiar am discutat, știi că se pot întâmpla multe la circuit, nu este un sport... ușor, să spunem. Este un sport sau fără riscuri, Doamne ferește. Este un sport care implică niște riscuri automate. Căzătura este garantată, n-ai cum să fugi de ea, pentru că în momentul în care tot împingi limita și împingi undeva, până trebuie să o descoperi. La un dat se termină, dar normal. Sună greu cumva să spui chestia asta, dar este adevărat. Eu dacă mor pe motocicletă la circuit și o spun, nu vreau să pară... bad girl. Nu. Dar pur și simplu... aș muri făcând ceva ce iubesc foarte mult și atunci nu mi-ar părea rău să spun. Deși consider că mori atunci când ți se termină misiunea pe pământ. Corect. Consider că încă nu am terminat-o. Îmi doresc foarte mult să ridic sportul motociclismului în România. Îmi doresc să-mi împing colegii cât mai sus în competiții unde pot să-i ajut. Daria, pe care noi chiar o susținem și încercăm din toate punctele de vedere să... o împingem mai departe, pentru că ea, având 14 ani, are mult mai multe șanse decât eu, care am peste 30 de ani. Din punct de vedere sponsor, dacă vrei, încercăm să atingem cât mai mulți sponsori, încercăm să adăugăm cât mai mulți parteneri la echipă, cât și pentru Gecko. Este un sport foarte, foarte costisitor. Ce ar însemna niște sume așa? O participare la o etapă sau eu știu pe un an sau ce buget aveți? Pe un an este mult. Oamenii trebuie mare. Să știe de ce, pentru că probabil foarte mulți se vor uita, e primul episod cu o fată, e premieră, e primul episod cu o motocicletă, înțelegi? Tot premieră la noi la Stax și probabil că mulți se vor uita și să zică, bă, uite, tu, de exemplu, acum părinții sunt de acord că măcar mergi pe circuit și nu mai mergi pe stradă. Bănuiesc că nu mai mergi pe stradă, nu? Mergi doar la circuit. Și atunci, zic, bă, măcar dacă vrea să facă chestia asta cu motocicleta, merge la circuit. Și atunci, probabil, văzând episodul, mulți o să zic, hai mă, să mergem și noi la circuit, să ne dăm. Da, cu drag. Bun. Și eu îi aștept la circuit și îi ajut. Dacă au nevoie să tragă după cineva pe circuit sau să le arate cineva, eu nu percep taxe, pur și simplu intru și ajut oamenii așa cum... adică și pe mine m-au ajutat ai mei la un moment dat. Și... e o mare familie acolo, să înțeleg, de oameni care merg la circuit, se ajută între ei, n-ai avut probleme de-astea misogine, de... Se mai întâmplă uneori. Nu poți să spui că e raiul pe pământ, dar se întâmplă. Se întâmplă. Dar, per total, atmosfera e ok și nu sunt oameni care să zic, bă, nu mai veni și tu, că ne iei locul. Nu. Vino, hai să ne dăm, hai să ne învățăm, hai să învățăm și de la tine, hai să înveți și de la noi. Da. E o comunitate de-asta moto, care noi știm foarte bine că este foarte strânsă, motocicliștii se salută între ei în trafic, lucru care nu mulți îl fac. Eu aș dori să fac mai multe proiecte pe tema asta, nu pe salut în trafic, pe tema motocicliști stradali versus motocicliști piloți sau motocicliști care vin pe circuit. Din
punctul meu de vedere, toți ar trebui să ajungem măcar o dată la circuit. De ce? O zi cu noi pe circuit te poate ajuta să scapi de niște situații în care te vei găsi pe stradă și poate reacția ta nu e bună. Voi faceți lucrurile astea? Adică da, există școli moto. Școli moto, da. Există track day-uri de moto, da, da, în care poate să vină oamenii și amatori și profesioniști să se dea cu clasă de open, probabil, clasă de amatori, clasă de... Se fac automat clasele de 600, de 1000 și se face, chiar dacă mergi pe o motocicletă de 1000, dacă nu ai timpul necesar pe tură, atunci rămâi... Un timp minim. Un timp minim de care se setează de către organizator, atunci ori te dai la A, ori la B, ori la C, depinde. Ești prea lent și încurci pe restul și nu ai ce să cauți acolo periculos. Într-un fel și este e periculos și pentru tine și pentru cei care participă. Da, adică da. Nu e o chestie, bă, tu ești slab, nu este un sport de contact. Este un sport de gentleman. Piloții, în general, trebuie să fie niște gentleman, trebuie să câștige prin talentul lor, nu prin alte mijloace de a obstrucționa pe celălalt pe circuit. Așa și este. La auto și la moto trebuie să fie același lucru. Probabil că majoritatea s-a uitat la incidentul dintre Rossi și Marquez. Ce părere ai? L-a lovit cu piciorul sau nu? Acolo, din câte am înțeles eu, i s-a agățat cizma și a încercat să ridice piciorul și când a ridicat piciorul de pe scăriță, automat genunchiul s-a desprins de pe rezervor. Poate să fie o scuză. Nu consider că este o scuză. Ești fană Rossi. Da, dar nu e. Toată nu lumea este, e și eu sunt, o ipoteză, să nu mă înțelegi greșit, adică sunt, îmi vine greu să cred că tu, motociclist fiind, te poți gândi că într-un viraj, într-o cursă, poți să ridici piciorul și să-l lovești pe ăla să-l faci să cadă. Îmi vine foarte greu să cred că a putut să se gândească la chestia asta, dar... Uite că s-a întâmplat și uite că se întâmplă lucruri, oricum omul este senzațional la vârsta lui, în cel mai tare, cea mai tare categorie moto, nu discutăm de el acum. Momentele din cursă, dacă vrei, ai niște momente de supraîncărcare și poate reacțiile tale nu sunt tocmai în probabil, regulament. Da, ești, dar, întins la maxim acolo. Da, dar încerci cumva să te abții din multe, vorbești oricum singur în cască, te auzi doar tu. Eu am zis de multe ori că dacă ar auzi cineva ce vorbesc eu... De ce nu spui un microfon? Nu. Este riscant, este mai mult decât riscant. Nu. Cred că aș face pușcărie instantaneu. Adică numai pentru plotul interior, așa, și pentru... Nu. Ce s-a întâmplat cu actoria în toată faza asta? Actoria funcționează, sunt într-un contract de colaborare cu Teatrul Național, joc într-un spectacol cu Maia Morgenstern și cu Mircea Rusu, care mi-a fost și profesor în un ATC, școala de actorie. Să spunem, uite, o chestie pe care eu o spun destul de des, dacă vrei. Nu o să spun că se întâmplă doar în România. Din păcate, în lume, în momentul în care ai provin dintr-o familie mai înstărită sau ai niște cunoștințe sau poate rude în domeniu, îți este mult mai ușor să ajungi și să faci anumite lucruri, chestii, să atingi anumite culmi. În motociclism nu contează nepoata cui ești, nu contează cu cine dormi seara în pat, nu contează nimic din toate astea, contezi tu și... puterea pe care tu ai și motocicleta de sub tine. Corect, dar contează din ce familie te tragi, pentru că în funcție de familia din care te tragi și câți bani ai, poți să-ți cumperi o motocicletă foarte performantă, da, care te ajută foarte mult, spre deosebire de tine, că ai o motocicletă aproape stoc, da? Da. Mulți piloți bătrâni, să zic așa, da, se plâng în momentul de față că mașinile de competiții sau motocicletele de competiții au atât de multă electronică încât pilotul nu mai contează atât de mult. La contează noi diferit. La noi în România e diferit. Nu, la noi la moto cumva e diferit, pentru că tu influențezi foarte mult motocicleta. Deci să zicem că în partea de moto influențează mai mult pilotul decât partea electronică a motocicletei. Și partea electronică foarte mult, mai ales acum 2018 avem electronică. Știm că avem motociclete de stradă care merg pe roată singure, adică accelerezi și ea stă pe roată acolo. Mie nu-mi place pe roată. Eu pierd timp dacă stau pe roată. Sunt perfect de acord cu tine, dar sunt motociclete care au launch control. Da. Sunt motociclete care au ABS, traction control, SP, adică deja electronica... Și vine foarte tare, vine foarte tare la motocicletele de stradă și de asta spun că și la motocicletele de curse se folosește, cel puțin la MotoGP știu că se folosește o electronică, tot la Eurosport, nu la Eurosport, la Digi, le facem reclamă gratis de la noi, nu-i problemă. Și oamenii spuneau că motocicleta de MotoGP este echipată cu un soft, motocicleta știe tot timpul unde este pe circuit, da, și ea dozează, nu știu cum, accelerația, deci de asta spun că... Da, sunt niște hărți. Niște hărți, da, care ai văzut ce e acolo cu ingineri, Formula 1, și de asta spun, da, că pe vremuri motocicleta era mult mai brută. Da.
ca și mașina de curse. Erau mult mai brute. Brută. A ta pot să o consider brută, da. Și probabil că ce se întâmplă în campionatul nostru intern sunt, țin foarte mult de talentul pilotului, sunt cât de motocicletă. Și. Că sunt ferm convins că și aici sunt oameni super înstăriți care investesc în motociclete și au și așa, și sunt și oameni care suplinesc investiția financiară prin talentul lor. Da. Eu mă bucur mult că am vorbit. Mulțumesc. Mă bucur că ne-ai prezentat și motocicleta și că te-am cunoscut. Drag. Este drag. Un mare plus pentru noi. Mai ales că odată cu emisiunea asta lansăm un concurs în care noi vom premia câștigătorul concursului cu o excursie plătită alături de noi la Sachsenring, unde o să mergem să filmăm. La MotoGP. La MotoGP. Super. Ne vedem acolo. Ne vedem acolo, da. 100% și o să mai luăm un interviu cu tine acolo. Probabil o să apară într-un material extra și o să-l cunoști și pe câștigătorul concursului, care o să vină cu noi. O să fiu și eu și Marius și băieții de la Motul și poate cu ocazia asta vorbești cu ei. Aș vrea, dacă se poate, și sigur. Aș mai vrea să apară aici cumva, Marius, să te ocupi, să apară datele de contact ale ei, unde o pot găsi pentru mapa aia de sponsori și pentru pagina de Facebook și tot ce mai reprezintă, ea reprezintă motociclismul feminin în România. Și atunci, din câte știu, momentan sunt singura fată care iese în competiții în Europa. Poate mai fi și Europa. Nu știm noi. Momentan eu nu știu, ți-am spus, sunt, atâta știu. Dacă eu cu drag aș aștepta mult mai multe fete la circuit cu încredere mare, să vină fetele să încerce. Corect. Și băieții de altfel. Până și nu încerci, nu știi dacă voi. Îți place. Eu o să vin cu drag. Te rog. Chiar o să vin că am fost motociclist, m-am lăsat, dar la circuit. Vă aștept pe adâncata să poate mai facem un mini-interviu, mai cunoaștem piloți români de acolo. Facem și cu ei, facem. Avem de făcut tot. Nu vrem să ne oprim niciodată. Să-i cunoască lumea pe toți. Mi-a făcut plăcere. Haide, Marius, oprește-te. Ciao, seară bună. E târziu.